Așadar, împreună la ora asta, să încercăm să facem o problemă de la probleme. Deci, tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a noua. Cât e? 22? 21? 22. 21. 21? Da. 11-2017. Te rog, Miruna. În clasă consideră triunghiurile A prim, B, nu, A1, B1, C1. Deci un triunghi A1, B1, C1. Și triunghiul A2, B2, C2. A1, B1. Cum e notat? A1, așa. E bine? Da. Deci A1, B1, C1 și un alt triunghi aici. A2, C2, A2, B2, C2. Deci A2, B2, C2. Cele două triunghiuri. Așa? Deci, în loc de C1 scrieți A1. În loc de C1 să zic A1. Da. Deci de ce notația să fie? Da. A cu C se schimbă. Așa, da. La fel și cealaltă. Deci A1 aici, C1 și A2, A2, C2. Având centrele de greutate, punctele G1 și respectiv C2. Centrul de greutate înseamnă intersecțiile mediană, nu? Da. Sau altfel, luăm pe una din mediane la o treime de bază și două treimi de vârf. Asta este G1. Și aici este, să zic, iată să duc, G2. G2. Să se arate G1, G2 vector. Deci să arătăm pe G1, G2 vectorul. Acesta egal cu? Egal cu 1 pe 3. 1 supra. Pe lângă. A1, A2 vector. A1, A2 vector plus? B1, B2 vector plus C1, C2 vector. Plus C1, C2 vector. Deci arătăm relația asta, nu? Da. Am să scriu mai jos, pentru că dacă vrem să unim, deci G1, G2 vector, G1, G2 vector, să fie egal cu A1, A2, B1, B2, C1, C2. Relația, deci asta trebuie să arătăm, că G1, G2, egal cu 1 pe 3, pe lângă A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2. Bun. Și să ne amintim o serie de rezultate care le știm din urmă. În legătură cu centrul de greutate, aveam că dacă era un punct O în plan, OG egal cu OA plus OB plus OC, nu? Da. Și mai era și relația asta, că GA plus GB plus GC egal cu vector nul. Știm asta, nu? GA plus GB, adică în cazul nostru G1A1, G1A1 plus G2 G1 A1 plus G2 B2 G1 B1 G1 B1 plus G1 C1 este nul. Și tot așa în partea asta. Vreau să spun pentru un moment, le scriu pe acestea pentru că mă gândesc că G2 A2 iarăși plus G1 G2 B2 plus G2 C2 este egal cu vectorul 1. Acum, noi trebuie să ne gândim pe G1, G2, cum să scriu. Dar văzând că G1 A1
plus G1, B1 plus G1, C1, ideea am fugit să scriu pe G1, G2 în funcție de D1, A1 și trebuie să ajung și la 1, A2. Și cum ajungem noi totuși la G1, G2? Și la G1 cât? G2 și la 1, A2, la ăsta cum ajungem dintre rasele? Deci, eu văd așa, Miruna, nu știu, hai să mă amplificăm cu 3 aici, să zic că e egal cu 3 de ale G1, G2. Egal cu A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2. Asta trebuie să vedem noi. Dar de la G1, G2, ca să mă duc să ajung la A1, A2, să intru în discuții cu el și mai știind că G1, A1 și G2, A2 intră în legătură cu relația G1, A1 plus G1, C1 plus G1, B1. Fac nul. Mă gândesc să folosesc acestea. De aceea, G1, G2, eu pot să spun că este G1, A1, plus A1, A2, plus A2, G2. Mă gândesc la relația poligonală, descriere la sume. Deci vectorul G1, G2 este G1, A1, plus A1, A2, iată când mă interesează, plus A2, G2. Și visez acum, mă gândesc pe G1, G2 să-l scriu și pe varianta G1, B1 plus B1, B2, ca nevoi, plus B2, G2. Și atel cu G1, G2 să mă duc G1, C1 plus C1, C2 plus C2. Un pic. Deci planul, dacă ne-l facem și dacă credem că merită, putem intra în problemă. Deci, când am zis de centri de greutate, m-am gândit să scriu relațiile astea. Deci, poate îmi sunt de folos, știu eu. M-am uitat atent și la relația care trebuie să o am. Aceasta de 3 ori G1, G2. Adică, odată G1, G2 să-i intre a 1, A2 și cele două G1, A1 și G2, A2, care se vor anula cu... Deci să scriu relația G1, G2 de 3 ori. Și de adun. Și sper să, folosindu-le pe acestea, să ajung la relația asta. E bine? Încercăm, nu știu dacă reușim, dar ăsta e primul gând pe care l-am. Așa, da. Zicem, te rog să numim pe G1, G2. Urmărește-mă ca să numim. G1, C2 egal cu G1, A1 plus A1, B2 A1, A2 A1, A2 Păi da, poligonul. Deci G1, A1. Eu te-am uitat așa. Am strecurat. Stați. Aici unde este C2, uitați. Nu știu cum am făcut din figura... Lasă, nu ne mai interesează. Acum ne-am făcut planul nostru, cum desenul nostru, îi lăsăm desenul. Ok. Deci, ideea să o folosim, să vedem dacă este corectă. Deci, la G1, la G2, ca să ajung, mă duc. Da. G1, A1, A1, A2, A2, G2. Iată, le strecă bitea. Da, între G1, G2, am zis, G1, A1, plus A1, A2, plus... Plus A2, G2. A2, G2, da? Da. Iar de G1, G2 este G1, B1 plus B1, B2. G1, B2. G1, B2. Păi, eu gândesc așa, îți trec literele. Da. De la G1 la G2, mă duc prin B1, prin B2 și ajung la G2. Nici mă uit pe figură. Dar merge ideea. Uite. Deci G1, G1, G2. Da? Este G1, B1, plus B1, B2 și plus B2, G2. Da. Plus B2, G2. La fel, G1, G2, de altă parte, scrie zi-o tu acum. G1, G2 e G1, C1. Exact. G1, C1. Plus G1, C2. G1, C2. Plus C2, G2.
Plus C1, C2 aici trebuia spus, nu? Păi așa, așa. C1, C2 eram... N-a fost plus atent. C2, G2. C2, G2. Tragem inișialul din an și apare de 3 ori. G1, G2. E egal cu A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2. Deci plus... le scrii pe asta, A1, A2, e bine, plus B1, B2. Plus C1, C2. C1, C2. Plus G'. G1, A1. G1, A1. Plus G1. Plus G1, B1. B1, da. Plus G1, C1. Plus G1, C1. Plus A2, G2. Plus A2, G2. Plus B2, C2. B2, G2. Plus C2, C2. Plus C2. C2, G2. Corect. Dar asta e vectorul nul. Asta e vectorul nul. Și atât problema. Ne-a ieșit. E de 3 ori G1, G2. Este egal cu A1, A2. Plus B1, B2. Plus C1, C2. Asta e problema. Hai, vedem o dată care a fost planul. Am scris, am încercat să găsim ceva care să scrie pe 3 ori G1, G2. Exact. Ideea de bază a fost asta. Și pe, de fiecare dată... Am mai avut un punct să nu ștergem și figura. Nu ștergem. Dar, ca idee, a fost important să avem în relație la cele? Da, foarte important. Deci, fiind centrul de greutate, ne amintim ce știm în legătură cu centrul de greutate. Relația aceasta a fost de mare folos. Bun. Ce punct mai este acolo? 3 ori G1, G2, dar asta fără vector. Deci 3 ori G1, G2. Mărimea scalară, adică numai segmente, lungimea lor. Egal cu A1, A2. Exact acolo, numai că... Egal cu A1, A2. Exact cum e în față. Numai că fără... Plus B1, B2. Plus C1, C2, da? Da. Egal sau... Nu, mai... egal, chiar așa. Nu, mai mică, dar... Asta e. Egal, nu mi se părea deloc vectorial aici, înțeleg, dar așa... Deci mai mic, egal. Așa trebuie să fie, da? Aici... G1, G2... De aia e punctul B. Ori de câte ori avem punctul A și B, trebuie să ne folosim de punctul A. Deci relația asta vectorială trebuie să o folosim acum la punctul B. Știi, în anul trecut spuneam așa, ca să există un triunghi, suma a două laturi e mai... Nu, suma a două laturi e mai mare decât a treia. Sau o latură e mai mică decât suma celorlalte două. Așa există un triunghi, da? Ei, vectorial înseamnă așa. Hai să zicem A, B, C. AC, vectorul AC, este egal cu vectorul AB plus BC. AB plus BC. Deci, vectorul AC egal cu AB plus AC. Vectorial e egalitate. Dar dacă ne gândim la modul, la mărimea segmentului, atunci AC este mai mic decât AB plus BC. AB plus BC. Deci, asta e mai mic decât suma celorlalte două. Deci am renunțat la mărimea vectorială, unde era egalitate. Era egalitate pentru că mă gândeam la vectorul în sine care are mărime, direcție și sens, prin cele trei caracteristici. Acum, dacă ne gândim așa, iată, acesta este un adevăr. Dar AC este
AB plus BC ca vector. Deci este AC plus BC ca vector și luat în modul. Deci, fostul vector AC este de fapt AB plus BC. Nu? Deci fostul vector AC este AB plus BC. Dar pun în modul, mă refer la lungimea lui. Adică, punând în modul, așa înseamnă acel lucru. Numai lungimea. Îi mai mic decât AB. Dar fiindcă ne referim la lungimea asta, punem modulul de AB, adică lungimea segmentului, plus modul din AC. Modulul vectorului BC. Iată o inegalitate foarte interesantă. Modulul sumei e mai mic egal decât suma modulilor. Deci modulul sumei a doi vectori, asta merită să reținem, acum am pus la 1, dacă sunt doi vectori A și B, atunci modul din A plus B, vector, modul din A plus B, este mai mic egal decât modul din A plus modul din B. Deci, este inegalitatea triunghiulară, de fapt. Că suma, că o latură e mai mică decât suma celorlalte două. Nu mai la chestia asta am avut acum, nu? Grijă. Păi dacă avem așa ceva, hai să aplicăm. Că vă zice să dispară vectorul. Deci să aplicăm egalității acestea în modul. Adică modul ăsta e egal cu modul de aici. Uh-huh. Fiind egal, deci iată, să zicem așa, modul din 3 G1, G2, da, egal cu modul din A1, A2. Sigur că da, A1, A2. Plus B1, B2 plus C1, C2. Vector, da? Mm-hmm. Care e mai mic egal decât. Hai să ne gândim că ăsta e un vector și ăsta e 2. La 2 vector știam să aplică mine. Deci mai mic egal decât modul din A1, A2. A1, A2, adică așa. Da. Plus, este asta de aici. Da. Plus, modul din toată șmecherea acela, din B1, B2, plus C1, plus C1, C2. La rândul este, mai aplicăm încă o dată inegalitatea. Deci mai mic egal decât modul din A1, A2, plus modul din fiecare în parte, modul din B1, B2, așa, vector, plus modul din C1, C2. Dar asta înseamnă, în loc de modul de A1, A2, înseamnă A1, A2, ca lungime segmentului, da? Și de aceea, iată, apare acum. De 3 ori asta înseamnă 3 ies în față ca o constantă și modul din G1, G2 înseamnă G1, G2. Adică modulul vectorului înseamnă segmentul respectiv. Mai mic egal decât A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2. Și terminat problema. Mai vedem o dată? Unde ți se pare? Da. Cred că chiar de aici trebuie înțeles. Deci vectorial AC, vectorul AC este vectorul AB plus BC. Dacă ne referim la lungimea vectorului, adică nu mai avem grijă de direcție și sens, renunțăm la vector deasupra, atunci înseamnă segmentul, se traduce AC mai mic decât AB plus BC, din ce este știam. Cine a folosit-o pe asta direct acolo? Poftim? Cine a folosit-o pe asta direct acolo? Eu am vrut să o înțeleg pe aceea. Eu am vrut să înțeleg de ce AC mai mic decât AB plus BC. Am vrut să înțeleg, nu numai eu, ci am vrut să și fac să fie înțeleasă de către toți cei care ne urmări. Da? Sigur că o puteam folosi așa, direct, deodată, dar
nu era atât de instructiv. Că în loc de AC înseamnă modul de AB plus BC, deci în loc de AC înseamnă modulul rezultante. Cine era? AB plus AC. Plus și AC. Acum apare exact inegalitatea asta. Nu? Uh-huh. Inegalitatea, dacă AB în modul, dacă vectorul AB ca sumă este A plus B, la mărime, referindu-ne numai la lungimea segmentului, modulul sumei mai mic era decât suma modurilor. Da? Vectorial. Și asta am aplicat. Asta este, la asta am vrut eu să ajung ca să mă pot duce aici. Nu sper că e clar, da? Da, asta ai lucrat-o, acum pur și simplu, ăsta e punctul B și totul a fost rezolvat. Hai să încercăm o altă problemă, mai vedem. Facem un test din ăsta ușurel de aici, de 50 minute? Unde? Deci, încă ne uităm aici. Mi se par cam idei, știți? Fie mișto culatului AB, a triunghiului ABC și punctul D aparține lui BC, astfel încât BD e 2 pe 3 din BC. Cercetează cu M mijloc median, exprimați vectorii AM și AD în funcție de vectorii AB și metă ușurele, mă gândesc, vedem dacă ea știe ceva. Păi. Nu grele, doamne, interesul din mine, deja știu grele. Din alea am zis, doamne, nu înțeles. Hai să începem și aceea cum spuneți voi, de o gândeam să mai facem o problemă acolo. Acolo, care este următoarea, cred, discuție de interesantă, să o urmărim și o să vedem dacă place și până atunci și la cealaltă. N-avem timp. Fie ABCD un patrater convex și punctele fie ABCD un patrater convex. Așa. Deci, patrater se desimeze. Da, un patrater convex știi ce înseamnă. Și punctele O, AC intersectat cu BD este punctul O. A, odim să încep de aici, de aici, cum nu-i sigur, avea aici, A, aici, B și aici, C. A, B, C, D, da? Uite, așa e bine. A, B, C, D, sau invers? B-ul cu D-ul, da? Da. B, D. Deci ABCD, un patrulater convex, știm ce înseamnă? Și AC intersectat cu BD egal cu punctul O. AC diagonalului. Asta mi se pare o problemă care m-a întâlnit-o noi. Deci diagonala se intersectează în punctul O. Apoi. AD intersectat cu BC egal cu punctul M. AD. Intersectat cu BC. DC cu AB. Nu? Asta. Zice AD cu BC. Da, BC cu AD. BC cu, cu AD. AD. Egal cu punctul. În cazul meu vine cam așa. Multilul se intersectează. Uite, să încerc să... Mai asta să o iau mai... Și dacă tot schimbați, e A-ul primul unde a spus B-ul. Aici? Da. A, B... Nu, B e acolo. A, B aici, da. Da. A, B, C și D, da? Da. Și acum, cine se intersectează? A, D-ul cu BC-ul. Da, D-ul cu BC-ul. A, D-ul, așa, asta, da? A, D-ul cu BC-ul în punctul... O. Iep. Și P aparține lui DC. P aparține lui DC. Și Q aparține lui AB, astfel încât PD supra PC egal cu QB supra QA și altfel. Este PD supra PC egal cu QB supra QA și egal cu R.
pe B-ul pe DC, pe aici undeva. Dacă îl iau aici încât PD supra PC egal cu R, să zic aici P, și Q pe AB, așa încât QB supra QA, deci PD mai mic, QB mai mic, așa scrie. Aici undeva este Q. Da, am înțeles. Deci, am zis, de aici ar însemna. Deci, a rezultat că PD egal cu RPC, RPC, și QB, QB, egal cu RQA. Deci, PD egal cu RPC și QB egal cu RQA. Adică PD și QB sunt paralele. PD și PD. Valu. Nu. PD și PC, dacă vrei, sunt coliniare și punctele. Da, da. Nu? PD, fiindcă este iar PC, în carte asta se înseamnă. Am tradus ce ne-a spus de planate autorul că nu-i poteze. Mai departe, ce ne zice? Să se arate că vectorii AB și CD sunt coliniari, dacă și numai dacă OP și OQ sunt coliniari. Deci se arată prima... AB și CD coliniari, dacă și numai dacă OP și OQ coliniari. Deci AB... Și CD... E... Coliniari. Coliniari. Ce înseamnă că vectorii sunt coliniari? Adică AB este egal cu R, sau nu e, nu știu, M ori CD. Așa. Deci AB, hai să le spunem, AB, CD, coliniar. Dacă și mai dacă. Dacă și mai dacă, OP. OQ, coliniar. Și OQ, coliniar. B. Dacă OP e... și OQ, coliniar, da? Da. 2. Amit a fost aici, de mic. Dacă e egal cu 1, atunci AB și CD sunt coliniari, dacă și numai dacă. Pentru R egal cu 1, R egal cu 1, rezultă că... AB și CD sunt coliniari, dacă și numai dacă, nu O și nu Q sunt coliniari. Coliniari, dacă și numai dacă... Nu O și nu Q coliniari. Nu O și nu Q... Coliniari. Nu Q. Nu Q, da. Păi, să vedem dacă înțeles problema. Deci, dăm un patrilater convex. CB cu DA se întâlnesc în punctul M. Iar diagonalii DB și CO, CA se întâlnesc în punctul O. Am niște puncte P, O și Q sunt P pe D, C și Q pe B, A, așa încât P, D supra P, C să fie egal cu Q, B supra Q, A și egal cu R, nu? Și din toată ipoteza asta să constatăm, că, să demonstrăm că dacă AB și cu CD sunt, sunt coliniari, deci dacă AB și CD sunt coliniari, atunci OP cu OQ sunt coliniare. Deci, practic, avem două probleme aici. Să arătăm că AB și CD sunt coliniare, dacă și numai dacă OP și ăsta sunt coliniare. OQ coliniare. Asta înseamnă că mergem odată cu ideea că AB și CD sunt coliniare și se rezultă că sunt coliniare. Și o altă dată să zicem că OP și OQ sunt coliniare și să ne rezultă că AB și CD sunt coliniare. Deci avem două probleme. Hai să încercăm să ne facem un plan de lucru. Nu degeaba ni se dă chestia asta. AB și CD trebuie să demonstrăm că sunt coliniari. Da. Nu, având că sunt coliniari, se rezultă astea că sunt coliniari și invers. Ăștia să fie coliniari, se rezultă că ăștia sunt coliniari. Deci două, să arătăm că sunt coliniari, AB și CD. La prima avem două probleme de făcut. Da. Dus întors, direct și directă și reciprocă. Când doi vectori sunt coliniari. Așa. Avem că R egal cu
P de supra PC și avem că e egal cu QB supra QA. Deci, știu aici. P de supra... A, deci P de supra PC. P de supra... De acolo o scos pe PD și pe QB. O secundă. P de supra PC egal cu QB supra QA. Teorema lui... Ce teorema e? Știu, e vorba de... De la O plecând, așa mă gândesc și eu, să scrim pe OP, vectorul OP, care împarte segmentul de centru neacordat. Da. Și la fel să ne legăm și cu PQ. Și să zicem așa, că dacă sunt OP și OQ, OP și OQ coliniare, adică OP este exprimată o constantă înmulțit cu OQ, atunci se rezultă că de ce și AB se coliniare? A fi coliniare înseamnă că unul este exprimat cum? O constantă înmulțit cu celălalt. Nu? Colinearitatea asta se presupune. Mm-hmm. Doi vectori sunt coliniari dacă unul este egal cu un scalar înmulțit cu celălalt. Deci OP este egal cu... Hai să vedem OP cu cine ar fi egal. OP. Code plus OQ. A, nu, adică parte, ar fi așa cum spui, dacă ar fi la mijloc. Ar fi 1 pe 2 din OD plus OC pe 2. Da. Dar nu-i la mijloc, e parte de acordat. OD plus DP. Ne amintim formula aceea? Hai să ne amintim să o avem și pe asta. Dacă avem un segment AB și un punct M care împarte segmentul într-un raport dat, adică să știu că MA egal cu vectorial, hai să spunem AM, da? AM egal cu KMB, deci vectorul AM egal cu KMB, și dacă spuneam MA, tot atât de bine, că constanta K este negativă atunci. Important că este un scalar. Deci, când se întâmplă așa, și un punct O luat la întâmplare, s-a demonstrat, s-a arătat că OM, OM este egal cu 1 supra K plus 1 ori OA plus K supra K plus 1 ori OB. Deci, este relația cunoscută, anume, deci OM este 1 supra K plus 1 OA, a, da. Da? Plus K supra K plus 1 OB. Și la cine ajută AM supra MB? Păi AM supra MB este raportul K. Dar e vectorul AM supra MB. Păi de acolo l-am scos, din faptul că AM supra MB, ca mărimi scalare, nu? Ca lungime, raportul lungimilor. Deci din clipa în care ai raportul acesta, am scris din chestia asta că AM egal cu cine? Cu KMB. Și de acolo, deci le ținem că OM este 1 supra K plus 1 OA. Da? Deci când am raportul MA pe MB, EMA pe MB egal cu K, asta a fost, EMA pe MB egal cu K, de aici rezultă, am constat, demonstrat asta, că OM este egal cu 1 supra K plus 1 OA plus K supra K plus 1 OB. Da, corect. Nu cumva m-aș putea duce să fac același lucru aici? Fiindcă eu am PD supra PC egal cu R, deci PD îmbracă poziția lui...